Hai să intrăm să filmăm breasla, așa am zis. Hai să intrăm să filmăm breasla, așa am zis. Copacii ăia nu i-am pus eu, copacii ăștia nu i-am pus eu. Cum ești? Practic, bă, deci, nu știu cine a făcut asta. Nu pot să zic neapărat mulțumesc, că ziceam mulțumesc dacă n-aveam fermoadele înfăcută, că așa a pus oak și gen oak cam oricum. Și practic o să trească să dau jos copacii ăștia de oak. Acum, nu o să-mi ia poate foarte mult, că gen am cu ce să-i dau jos și gen e și chestia asta cu haste aici și oricum cred că o să-i dărâm repede. Partea mai puțin bună e faptul că puteam să găt ferma de sugarcane dacă era până acolo și să nu trească să stau să scot copaci în momentul de față. Dar până la urmă aia e, gen n-avem ce să fac. Bă, sper că nu mi-a stricat ferma pe aici, gen atâta I think și sper că nu mi-a stricat ferma pe ei. Și n-au crescut toți copaci. Ce bine, ăștia îi scot acum, ești nebun la cap, nici să nu mai crească. Și probabil mă gândesc că se plingura luat de la mine, adică măcar acolo m-aș simți mai bine dacă le-au folosit pe ale mele, că oricum n-am ce să fac cu ele. Și în cazul ăsta am un tip și mai bun ca să mă răzbun și mai tare pe ei. Da, sper că au luat de la mine se plinguri. Mă rog, în fine, nu contează. Bine, v-am găsit la un nou episod de Brasa Educelor, minunată noastră serie de Brasa Educelor. Ce se întâmplă acest episod? Ei bine, începem cu curățenie. Bata tata, începe cu curățenie, curățăm, se curăță copaci. Asta facem astăzi, curățăm copaci. De ce curățăm copaci? Curățăm copaci pentru că curățăm copaci. Nu știu de ce din continuare eu n-am sunet. Am sunet așa cu asta. Opa, che uota, che bonito. O să trească să curățăm copacii aia. După care aș vrea în principiu asta să fac clădirea de la kelp și poate facem și clădirea de la sugarcane de acolo. Și aș vrea să modific un pic și clădirea asta, pentru că parcă nu-mi place atât de mult cum e acum, gen, parcă nu-mi place așa de mult. Și aș vrea să o modific un picuț, adică în principiu să-i scot niște chestiuțe. Dar asta rămâne de văzut totuși. O să mă și o să dorm că aici se poate umple de mob și nu e tocmai bine dacă o să se întâmple asta. Și cam asta ar fi planul pentru episodul de astăzi. Să fac chestia asta, să curăț asta și să fac cele două clădiri. Cred că o să fie destul de bine. După ce am făcut acele două clădiri, în următorul episod o să ne apucăm de baza noastră propriu zis practic, adică baza din cer care o să fie. Bine, o să încep eu off-camera și o să vedeți voi gen o să vedeți pe episod și așa și așa cum o să arate. Mai zic eu oricum că o să fie mega mega mișto. Dar până atunci mai avem ceva treabă, după care o să mai avem pe aici de detaliat foarte multe chestiuțe și probabil cu fermele ușor o să ne oprim. O să trească doar să mai facem niște lucruri pe acolo, pe la ferma de lemn, să o facem bine și așa, mă rog, bine, să facem mișto și așa și cam aia ar fi treaba. Zic să-i dăm drumul la treabă, că e cam jaleci aici, e distrugere, uitați-vă și voi, nu arată mai bine baza mea fără... De fapt, vedeți că arată bine cu copacii ăștia, așa bine, nu cum i-au pus ei, dar arăta bine cu niște copaci pe acolo adăugați. Zic că nu cred că au dat cea mai rea idee. Deci nu știu cine a făcut acest prank, dar ideea e că cine l-a făcut o să o încaseze grav rău de tot, nu așa. Pentru că, băi, deci credeți-mă, nu e absolut loc amuzant să stai să scoți copacii aia. Știu ce înseamnă să scoți copaci. Am adorat copaci de mână sezonul ăsta. Știu cât e de urât și de plictisitor. Și mai ales că gen n-aveam nici cu cine să stau, adică am făcut asta și singur și am avut și jumătate de bază de scos. A fost fucking oribil, dar oricum o să o încaseze cine a făcut asta, se pregătească că eu întorc rău de tot, o să o încaseze rău de tot, nu așa. Nu știu, oricum nu știu cine a făcut-o încă, dar așa ca idee, oricum o să o întorc. Bine, acum mă gândesc, dacă e colpir, eu întorc 100%. Dacă, nu știu, eu oricum presimt că e colpir, nu știu ce colpir, cum că cineva presimt. Presim, dacă mi se adeverește, ce-i fac lui Colpir? Dar dacă nu mi se adeverește, e ghinion. Astăzi mergi mai prost. Bun, într-o altă ordine de idei, oameni buni, mi-am adus ceva concret să mă apuc de clădire. Mi-am pus acolo oarecum niște chestii bine. Am pus trei blocuri, oricum nu știți ce sunt blocurile. O să vă întrebați, mă, ce dracu face asta aici? Dar credeți-mă că o să arate bine. Gen, la final o să arate bine construcția, dar până la final... Hei, pune-te, Dani, și construiește să mă bată tata. Ați vedeți cât o să am de construit aici. Deja mi-e frică, vă zic sincer, deja mi-e frică un pic. Dar, mă rog, o să ridic destul de repede, zic eu. O să o fac interesantă oarecum, mă rog, cât o să pot să o fac de interesantă. Și o să fie relativ mișto. Așa că, ce pot să zic, oameni buni, cred că... Adică 100% îi dăm drumul la un timelapse și o să vedeți aici cum se construiește această minunată clădire și o să fie totul frumos și totul minunat. Și
hai să-i dăm drumul, zic să nu mai stăm, că stăm și stăm rău. Am reușit să fac cât de cât din construcția asta și îmi pare rău că s-a întrerupt timeless-ul deodată, însă din păcate a picat serverul și n-am avut cum să... Adică practic când ieși de pe server se salvează timeless-ul, că în replay mode-ul cred că ai terminat și de oricum n-ar avea cum să dea pauză în momentul în care tu iei și gen să reia când intri. Și practic a picat serverul, m-a scos și practic acolo s-a oprit timeless-ul, însă e bine că măcar am reușit să ridic clădirea pe timeless și ați văzut cum arată și cam așa arată toată bine. Mai trebuie puțin modificate pentru că mi-am dat seama că parcă ar arăta mai bine cu roșu acolo în loc de griu ăla, deci o să încerc și galbenul să văd cum arată, însă roșu mă încântă destul de tare cum arată și evident va trebui să fac și chestia asta de aici, nu știu exact ce o să pun acolo, mă gândeam să pun geam sau să pun din nou apă care să curgă pe acolo pe jos, dar încă nu știu, chestia asta o să văd și să vă sincer cu voi, sunt chiar mulțumit de cum arată chestiuța asta, evident va trebui să-i facem și interiorul pe aici, practic o să las intrarea. Da, e cam ciudată intrarea pentru că se lovește de chestia asta, nu știu dacă o să țin chestia asta, nu știu dacă o scot sau o las, încă mă mai gândesc sau nu știu, poate o să o las, poate o să scot, I don't know, sincer, încă chiar nu știu ce o să fac cu ea, deși aș putea oarecum să fac un drum pe aici prin chestia asta și să zic că pe aici pot să intru gen și să fie drum prin treaba asta, dar mă mai gândesc, nu știu exact dacă o să fac asta sau nu, pentru că mi se pare că e înghesuită un pic acolo și n-aș vrea să fie tocmai înghesuită, dar rămâne de văzut. Deci în principiu cam așa arată. Va trebui să ne ocupăm și de interior. O să vreau să fac interiorul tot în acest videoclip și să-l facem pe aici, mă rog. Nu o să fie cine știe ce, dar o să fie cât să, na, să fie aici niște cufere, loc de depozitare, de spațiu de depozitare și cam aia o să fie gen. Că mai mult de atât oricum nu trebuie, fiindcă n-ai ce să faci aici. Eu o să vin când o să am de golit cuferele din partea asta, un bag aici frumos, am luat sugar cane-ul și l-am scos pe aici afară. Aici, nu știu, o să las uși sau niște trapdoor-uri, ceva văd eu, ca să pot să scot alea și aici, bam, avem încă cele două ferme și în total sunt 3 și produc foarte mult sugar cane, deja am un double chest de sugar cane, ceea ce este... Treaba e destul de simplă. Am dărâmat de aici, cum să-i zic, foișor. Am dărâmat foișor din partea asta pentru că încurca destul de rău, la modul că efectiv... am încercat să scot un picior, să-l las între picioare, gen după aia mi-am dat seama că bă, arată destul de urât, așa că am modificat cercul ăsta pentru că pentru foișorul ăla modificase un pic cercul, gen îl dăduse mai așa și acum am venit cu el înapoi drept și practic l-am scos de aici și aici o să, mă rog, o să facem clădirea care o să fie aici la chel, după care în partea asta ceva zonă, nu știu, un pic mai verde, așa, unde o să pot să stai, băcuțe și chestii, niște palmieri, ceva, o să văd eu mai exact și mai concret ce și cum o să vin acolo. Și practic ce mai avem noi acum de făcut ar fi să facem interiorul clădirii, interiorul acestei clădiri. Și vreau eu să mă uit pe aici cât am stat astăzi, cât am jucat, cred că s-a strâns ceva sugar cane și într-adevăr cred că dacă ia din toate părțile, 100% avem un shulker. Adică și aici cred că s-a strâns și da, exact, în toate părțile se strânge cam la fel. Deci putem spune că un shulker am strâns, ceea ce este foarte, foarte bine. Oricum avem aici un double chest plin de sugar cane și e foarte, foarte ok. Practic acum o să mă pun eu, o să trească să mai facem aici interiorul acestei chestiuțe minunate, mă rog, acestei ferme, practic, sau, mă rog, interiorul clădirii fermei de sugar cane, cred că și-ar fi mai corect. Și cam asta ar fi pentru că putea bine și ar trebui să fac și asta, dar încă n-am nicio idee ce să pun aici, așa că nu știu, eventual lăsați-mi voi secțiunea de comentarii niște idei ce să punem pe centru chestii astea și poate o să vină cineva cu o idee bună și o să-mi placă și o să zic, bă, asta o să pun. Dar până atunci să mă arăgeana, mă pot să fac interiorul, că n-am absolut nicio idee ce pot să fac aici, așa că da, mă duc la interiorul meu. Și avem și interiorul fermei sau, mă rog, clădirii
de la ferma de sugarcane. Și pe ăsta e interiorul, cam atât e de mic și cam asta a ieșit. Și e ok, e un interior decent. De caz că mă întrebați de ce am pus aici treptului, e că am pus niște lumină, chiar să fie lumina. Gen, aici chiar am vrut să fie multă lumină și chiar e foarte multă lumină. La modul că, bă, e extrem de multă lumină. Și mă încântă chestia asta super mult. În caz că mă întrebați cum ajung eu în spate, e bine, trebuie să spar două blocuri de aici, deschid treptorile, m-am dus și bam, am ajuns aici la cuferele astea pe care deja le-am golit și văd că deja oricum am strâns înapoi 13 bucăți de sugar cane, ceea ce nu e rău. Și când am gătat, bam, le pun înapoi ca să nu se vadă. În spate am lăsat cuarț ca să fie un pic de, nu știu, să fie și altă culoare pe lângă culoarea asta de darky și așa și roșu ăsta. Am lăsat să fie și altă culoare gen acolo în spate. Și la fel și în partea asta am același lucru și mă duc și am luat sugar cane-ul din aceste minunate cufere. Și cam aia e tot. Luminat aici e foarte bine, gen la modul că bă, chiar e multă lumină. Am pus super multă lumină tocmai ca să nu aud niciun mob pe aici și să n-am treabă deloc cu mobii. Și chiar nu o să fie, gen vă garantez 100% că nu o să fie treabă cu mobii. Și e foarte, foarte bine, e foarte, foarte ok treaba asta. Și practic cam asta ar fi și interiorul, cam atât. Nimic foarte, foarte special, ceva simplu, dar care arată bine. Totodată am aici un crafting table în caz că o să-mi trebuiască vreodată la ceva. Intrarea ci drept nu e foarte wow, adică intri pe acolo la o clădire destul de mare, dar e ok și aia, e relativ decent. Hai să zicem că e decent, ok? Să ne imaginăm că e decentă, să zicem că e decentă, dacă, bine, nu e cea mai wow să moară cea, e chiar mică, da? E ok acolo, e o intrare, chat, trebuie să înțelegeți că este o intrare, este ok. Practic ce nu prea am eu acum și ce aș cam avea nevoie ar fi să... nu știu cum să vă zic, să văd dacă mai am eu pe aici niște paper. Și într-adevăr mai am niște paper, ceea ce not bad. Not bad, o să... De fapt, o să iau șulcărul. Hai să iau șulcărul ăsta cu mine. Că o să trească să-mi cam pun niște paper în el. De ce? Pentru că ar cam trebui să mergem să mai facem și noi restock la shop-ul nostru de rachete. Și ca să facem restock-ul ăla, ne trebuie foarte mult paper. Însă, nici eu nu mai am rachete, pui mei, la modul chiar nu mai am nicio rachete. Și pe lângă chestia asta, acum am dat seama că ar trebui să mă duc să aduc și niște gum powder. Bă, dar știți ce n-am făcut aici? Să moară, Jean, am uitat să pun un ăsta. Am uitat să pun un ender chest, boys. Păcălim un ender chest acolo? Păcălim așa un ender chest acolo? Cred că e ok, a? E ok? E ok? E ok, hai mă că e ok. E ok, bun. Pe aici știu că aveam eu gunpowder, dar nu știu dacă pe unde mai aveam. Uite, aici am niște paper. De fapt, ăsta era cu paper, nu era ăsta. Ce am făcut aici? Las că facem altceva, fiți atenți. Îl facem pe ăsta de paper. Paper și cărți și ce dragi mai am eu pe aici, că mai sunt multe. Fac așa, perfect. După care merg aici și transform astea gen așa. Perfect, astea pe care o să le iau și o să le pun tot aici. Și cu ăsta mă duc și mi-au gunpowder, că nu mi-am gunpowder, așa că dau o tură până la mobile. Ce văd aici, nu mai am eu foarte mult gunpowder, văd că mai am niciun double chest, nu cred. De fapt, mai am, ok, îmi reiterat cuvintele, mai am ceva, pe asta nu le verificam. Să mă rugeam, chiar mai am niște gunpowder pe aici. Dar n-ar mai strica ce drept să mai umplu din cuferele astea cu gunpowder și chestii. Așa că cred că o să readaug acolo gunpowder-ul la sortul meu ca să mai îmi dea și mie niște gunpowder, că... nu e foarte cer momentan mai am, dar mi-am luat gunpowder de care am nevoie. O să zburăm înapoi aici la minunata noastră clădire și bă, sincer chiar arată mișto. Când te uiți așa de la depărtare, chiar arată mișto clădirea asta. Acum, na, evident, limita bunului simți, îmi place că s-a spamat în fața mea asta. Și da, o să cam avem probleme cu lumina și așa, pentru că pe acolo n-am luminat și nici nu prea o să pot să luminez. Which is kinda trist, dacă mă întrebați pe mine, că o să cam avem mobi. Da, aș putea să fac aceeași schemă, să pun carpeturi și să nu se spawneze mobi. Nu știu dacă o să fac asta, dar poate o să fac. I don't know, o să vedem totuși. Și aș fi vrut să și dorm, dacă tot e așa, dar pe unde mi-e patul, pe unde aveam eu un pat? Știi, pe aici parcă aveam un pat, uite aici un pat, hai să dormim aici rapid. Bun, și acum hai să ne facem și noi rachetele și tot ce ne trebuie. Și rachetele pe care trebuie să le duc la shop și așa, că ar trebui să le craftez pe alea sau să nu le craftez acum. Aș putea să nu le craftez acum totuși. But stil, mă gândesc. Și am ajuns și la shop-uri, hai să verificăm să vedem dacă am mai făcut și noi ceva diamante. Și o să am și un mic update pentru voi, pentru că nu v-am arătat. Însă mai întâi hai să verificăm shop-urile. Bun, deci aici va trebui să punem noi câteva stack-uri aici. La fel să umple. Ai, că suntem casă, chat, 18 diamante, sunt bogat.
Sunt bogat să mă bat tata. Aici văd că îmi lipsește o rachetă, nu știu de ce îmi lipsește o rachetă, că îmi lipsește o rachetă, că am pus eu pe aici, dacă nu mă știu. Cred că aia ar fi scuza, bun, deci aici îmi trebuie un shulker, îmi pui, mă rog, un chest. Și pe aici, pe la piele, la slime, n-am mai făcut refil, că n-am mai avut rost. Și pe aici mă gândesc că nu s-a mai cumpărat nimic, exact. Pe live stream pe care l-am făcut duminică și by the way vă aștept și sâmbătă și duminică pe live-urile pe care le avem, pentru că sâmbătă avem live cu Hardcore, iar duminică avem live cu Brasla și nu pot să mă urc aici. Bun. Și pe live-ul de duminică cu Brasla am distrus shop-ul de acolo. Vedeți că nu mai este practic, pentru că am mutat, tocmai de-aia am și mutat ăla acolo ca să pot să las aici gol. Și o să vreau să vând acest minunat teren. Am și TDP-ul aici frumos, dacă nu mi l-a schimbat nimeni și nu mi l-a schimbat nimeni și că îl iau eu de aici acasă, să mă arășeana, că cred că mi-l ciodește de cineva pe la urmă. Și practic o să vreau să vând terenul ăsta. Acum nu știu cine, cui o să-l vând, cine o să vrea să-l cumpere. Ideea e că o să trească să vorbesc cu notar, să văd care sunt demersurile, să facem demersurile necesare ca să pot să vând acest minunat teren. Dar până atunci rămâne aici, rămâne aici. O să trească să vorbesc eu cu notar, poate pentru videoclipul următor, dar vedem treaba asta. Și ultimul shop pe care l-avem noi de verificat ar fi shop-ul de lemne, care nu știu dacă a mai produs ceva, deși nu cred, să fiu sincer, că nu prea a mai fost. De exemplu, cât am filmat eu astăzi pe server, n-a fost nimeni. Bă, da, efectiv nimeni, gen, la modul că, bă, nimeni. Am filmat singur astăzi, m-am simțit ultimul singuratic azi. Dar, da, văd că nici de aici nu s-a mai cumpărat nimic. Și aici la noi, la moan birou, adică la mine în birou, nu e ăla, e încă gol, aici nu mai avem nimic acolo. Mă bată tata și I have a surprise for you, că aici e un silentern, ok. Avem Dark Oak destul de mult. De ce avem Dark Oak atât de mult și de unde? Ei bine, pe live-ul din OP, care l-am făcut duminică, am dărâmat acest shop și am adunat și două șulcăre de Dark Oak. Și Dragon, dacă o să fie asta, să știi că noi o ți-am bras cu pădure. Pare, da. Adică nu pare rău că noi am făcut toți. Stai, ce? Și cam asta ar fi, gen. Pe aici, pe la astea, nu cred că se mai cumpăra nimic, ca să fiu sincer. Slabe șanse să se mai fi cumpărat ceva de la lână, dacă nu mă înșel nici nu știu dacă mai avem diamante pe aici adunate, dar oricum. Ba, avem 6, eu 6, Nismo 6. Da, cam asta ar fi. Cam asta ar fi cu shop-urile. E bine, bă, măcar am făcut 18 diamante. Eu mă simt fericit, o să trească să mă pur acum să-l craftez, ca să pot să trimit astea și bă, iar n-am Ender Chest pici să mă bată tata, sparge ăsta și pune un Ender Chest, hai. Nu mai am Ender Chest-uri cu mine, dar unlucky. Știam că aveam eu un Ender Chest pe aici, l-am dat jos, ce am făcut cu el? Nu l-am dat jos, uite la aici, păi îl fur pe ăsta și îl las pe acolo la intrare, gen. Îl las pe ăsta aici și îl fur pe ăsta, gen. Uite așa, perfect, tank, ești nebun. Și să-mi pun asta aici și avem 31 de diamante, ceea ce e foarte bine. O să mă pun eu să craftez acum rachetele alea ca să umplu acolo șurcărele, că trebuie să fie umplute, mă rog, chesturile. Trebuie să fie umplute, așa că... Da, urați-mi mucea soarte pe bunii. Cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de Brasla-i Ducilor. Eu sper din micul meu sufletel că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Să dați un subscribe la acest canal, să dați un share, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult, pentru că sunt în momente de criză și scad abonații să mor. Nu înțeleg ce se întâmplă, că YouTube-ul ăsta notificări nu trimite, abonații mi scoate. Nu mai înțeleg nimic. Astăzi aveam 10.070, eu m-am trezit cu 10.050. După care spre seara am avut 10.080, gen, nu înțeleg, ești nebun, mi scoate și mi bagă și mi... Așa că dați un share acolo, să fim cât, să ne strângem cât mai mult, 10.100, 11.000, 12.000, 15.000, 20, 100, 1 miliard, 1 milion. Bine, hai să nu exagerăm. Dar noi totuși nu uitați să dați un share. Nu uitați să vă abonați la acest minunat canal pe care îl am eu și pe care îl dețin aici alături de mine și alături de voi, evident. Și ce pot să vă zic, cam asta ar fi, mă găsiți și pe Instagram, unde suntem aproape să facem 1000 de follower, așa că vă aștept și pe Instagram. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip, sau mai bine zis, pe live-ul de mâine, așa că bye bye.